Salut și mă bucur să ne auzim din nou. Vreau să vă povestesc neapărat ce am pățit la mare. De curând am primit un parfum de la Pandora Scents numit Pandora Savior Elixir, un parfum care se vrea a fi o clonă a lui Dior Sauvage Elixir și am spus așa: măi, ce-ar fi să filmez parfumul ăsta la mare, în concediu, dacă tot sunt perioada asta, pentru că așa vreau eu, e un miros care se emulează pe filmul ăsta așa puțin cu marea, după masa, seara, un miros proaspăt, și am spus în felul următor: hai că îl filmez la mare, că îmi place mie foarte mult, după cum mulți mă cunoașteți, mie îmi place foarte mult marea și mi-am dorit să fac filmarea asta așa fain pe malul mării, cum am făcut anul trecut la Afnan Tribute Blue, dacă vă mai aduceți aminte. Zi și făcut, îmi instalez acolo sculele, iau și filmez primele impresii, că despre asta este vorba în acest clip, de primele impresii. Și filmez acolo și mă bucur că am ajuns să-l filmez și ce culori faine, mare albastră, cer albastru, culori, chestii, bucurie, exuberanță și așa. Și după care, după ce am terminat filmarea în sine, dau un play pe aparat și văd acolo, e ok, s-a filmat ok, se aude bine, culorile sunt senzaționale, eu fericit, satisfăcut că am reușit să filmez pe malul mării. Băi, și ajung acasă și ce să vezi? Descarc fișierele în calculator, le dau așa un play să văd ce și cum și îmi pun mâinile în cap. Problema nu a fost la culori, problema nu a fost la imagine, problema a fost la sunet. Hai să vă spun care a fost faza. Acolo tot timpul, după cum știți, la mare în general, bate briza, briza mării. De data asta bătea foarte încet, așa, foarte puțin, slow, smooth sau cum vrei tu să-i spui. Și am zis, perfect, păi nici n-ar rost să mai pun pe la valieră Dead Cat, știți, floștocoșenia care se pune antivânt. Ce să mai, asta e, nici nu mă mai complic cu așa ceva. Și n-am mai pus-o, am mizat perfect pe faptul că nu trebuie să pui așa ceva și oricum o să filmezi, o să fie un sunet bombă. Vezi, de treabă. Când am auzit ce sunet este, deci un sunet din la un foșnet, din la puternic, mi-am pus mâinile în cap și am zis, n-am ce face, nu mă pot întoarce la mare, numai pentru o filmare. Așa că o filmez cum filmez eu de obicei, de acasă, și asta este. Mi-e pare foarte rău că n-am putut să las cadrul ăla, adică n-am putut să fiu eu mai deștept și mai cob la minte și să-mi pun un dead cat pe la valieră, pe microfon și să filmez chestia, că era tare faină mare, era, și liniștit așa, dar și un cer super albastru așa, pe la ora 6-7, nici nu știu cât era, și o lumină extrem, dar extrem de faină, și am spus, ăla e mediu și timpul propice pentru a filma clipul cu primele impresii la Pandora Savior Elixir ăsta. Dar asta e, în viață se mai întâmplă și accidente, se mai întâmplă și neplăceri, oricum mi-am pus mâinile în cap și m-am resemnat și mă duc mai departe, nu e o tragedie, nu e un capăt de lume, o să mai am ocazia și o să mai filmez la mare, la munte și peste tot. În fine, mă simt nevoit să filmez din nou și asta fac acum, pentru că pentru mine contează mai mult sunetul decât imaginea, pentru că sunetul e foarte important, imaginea mai puțin, sunetul e vital într-o filmare. Și vreau să vă povestesc așa foarte puțin despre primele mele impresii despre Pandora Savior Elixir. O introducere foarte lungă, o poveste foarte lungă, dar asta e, simțeam nevoia să vă spun și vouă.
Ok. Eu, în 2015, am fost fan Dior Sauvage. Dior Sauvage simplu. Ăla pe care îl știe toată lumea. Eram atât de obsedat, toată lumea pe care întrebam de el, toți ziceau, băi, e un parfum fain, e altceva, e un fresh, aromatic, altfel, nu știu ce, și la un moment dat am zis, băi, trebuie să-l am și eu. Ce am făcut-o posibilul să-l am și eu, na. L-am cumpărat, l-am folosit, mi-a plăcut și așa, acum n-aș mai cumpăra o sticlă, că între timp m-am săturat de el. Dior Sauvage EDP, Eau de Parfum, e fain și ăla, e mai vanilat, dar parcă nu era așa chiar pe gustul meu. Mai mult mi-a plăcut Dior Sauvage Eau de Toilet. Dior Sauvage Parfum, nu l-am mirosit, nu știu cum, despre ce este vorba, la fel cum am mirosit nici Cool Spray, dar în fine. Mi-am dorit la un moment dat să miros Dior Sauvage Elixir, n-am avut ocazia, apoi așa am zis așa. Băi, nu mă duc să mă arunc să cumpăr un Dior Sauvage Elixir, având în vedere câți mililitri are, 50, și prețul este de la 700 lei în sus sau cât naibii o costa, nu mi se merita financiar, logistic și așa mai departe, adică hai să fim serioși, nu știi mirosul, faci un blind, poate nu-ți place, poate e aceeași porcărie sau poate, nu știu, porcărie, vorba vine că mi-a plăcut primul Sauvage, dar acum am ajuns așa la o plictiseală, parcă nu l-aș mai cumpăra și nu l-aș mai folosi și am zis la un moment dat, hai să văd în magazin dacă cumva îmi place și o să cumpăr poate un eșantion. Să mă bucur și eu o dată de două ori de așa. Întâmplarea a fost să văd că pe site-ul de la Dubai Collection există clone după așa ceva, anume Pandora Savior Elixir, și mi l-am dorit mult. Acum l-am în colecție și pot să zic doar atât. Încă de la primul contact cu el m-am îndrăgostit de mirosul lui. Încă de la primul puf mi-a plăcut mult. Bă, e altceva. Deci ăsta e un Sauvage ajuns la maturitate. Dacă așa miroase Sauvage-ul Elixir original, e un miros care efectiv a ajuns la maturitate și îmi place foarte mult. E senzațional. Na, e o clonă. Savior Elixir ăsta de la Pandora Sands, care, by the way, Pandora Sands e un brand care aparține de Paris Corner. Deci dacă așa miroase și originalul, bine, bănuiesc că e mai bine blenduit, făcut, bla bla bla, ingrediente din altă dimensiune, nu știu ce, și că asta este doar o clonă, dar în fine, nu asta contează. Pe mine clona asta chiar m-a satisfăcut și îmi place foarte mult că de când l-am avut ocazia să-l port așa câteva zile și, again, repet, îți primele impresii, pentru că nu pot să-mi dau cu părerea ca fiind, băi, review, gata și așa mai departe, pentru că nici măcar 10% nu-l cunosc din ceea ce poate. Dar din câte am observat, este un miros complet matur, este un miros dur, abraziv, este un miros care, ci că ar fi bărbătesc, deși eu vă repet la nesfârșit, parfumeria n-are sex, dar mă rog, cine e de acord, bine, cine nu, iar bine. Un miros care pe mine m-a surprins într-un mod plăcut și zic în felul următor, ăsta trebuia să fie Dior Sauvage de la bun început și nu mai aveau treabă să se mai complice cu altele. Adică a preluat așa puțin după nasul meu din ADN-ul vechiului Sauvage, l-a transformat un pic în ceva mai matur, are și niște accente mai, hai să le spun, mai old school, că nu ar fi, nu știu, vintage sau așa, ar fi ceva mai old school. Are și accente din prezent, miros din prezent, dar are și ceva futuristic în el. Băi, fain, sincer mi-a plăcut. Nu e un miros complicat, nu e un miros twisted care să te, nu știu, să îți dea nașpa sau așa în minte. E un miros care pur și simplu te bine dispune. E un miros care îți dă o stare de bine, atrage și foarte multe complimente. Îmi place stilul ăsta de blending, hai să spun așa, îmi place mirosul. Și tot ce pot să vă spun că are niște note superbe. Deci mirosul lui, de asta se explică că e așa ok. Pentru că avem aici ambră din plin, mai avem vetiver haitian, patchouli, mai avem lavandă, scorțișoară, nucșoară, nici nu știu ce mai are pe acolo, piper, bineînțeles, piperul iese din belșug și îi dă așa o notă ascuțită, faină, piperată. Îmi place mult chestia asta că piperul nu se domolește. Deci chiar dacă e trecut în deschidere, piperul nu se domolește, rămâne cu tine acolo, dar se simt așa
pe parcurs fiecare notă. Deci se simte și lavanda, se simte și ambra, și patchouli, și vetiverul haitian. La un moment dat se combină toate, se amestecă acolo, formează parcă o sferă. E o nebunie curată, sincer. Îmi place. Sincer, îmi place mirosul lui și mai primim acolo și cardamon și scorțișoara care îl face așa mai, hai să spun, mai oriental, dar nu ăsta ar fi termenul, pentru că din punctul meu de vedere ADN-ul ăsta de Sauvage Elixir nu e oriental, e mai degrabă un ADN european care, v-am mai spus, vrea să meargă, să vină din trecut, să parcurgă prezentul, să meargă către viitor, deci e absolut superb, sincer, mi-a plăcut foarte mult. L-am purtat, îmi place că e așa manly și îți dă așa, nu știu, o prospețime, dar în același timp și o greutate și o încredere așa în tine. Bă, e fain, sincer, e fain, nu știu, poate peste două luni o să mai placă, poate o să-l urăsc, poate o să viu și o să dau cu hate pe el, cine știe, ce simt în momentele de față, în momentul, ce simt în momentul prezent, aia o să vorbesc în clipurile mele, pentru că așa n-ar rost să vă mint că, oah, ce parfum, sau că, wow, ce, nu știu ce. Nu, dacă mie nu-mi place un parfum, dacă mă satur de el, o să vă spun pe parcurs, nicio problemă, bă, nu mai place, bă, m-am grețălit de el, hai să folosesc termenul ăsta, și cam aia e. Foarte mult de povestit nu este, pentru că nu-l cunosc, tot ce pot să vă spun e că merge foarte bine primăvara-vara, l-am purtat acum vara și în serile de vară și e o nebunie, e fain, te învăluie, e rotund, nu e chiar așa, nu vă gândiți acum că e rotund și cremos și merge în sfera gurmandă sau ceva, absolut deloc nu, nu are nimic, hai să zicem că e semi-gurmand. Dar cu toate astea e fain, sincer e fain, merge în anotimpurile calde, nu știu dacă merge și în anotimpurile reci, vă dați seama, n-am apucat să-l testez, dar am vrut să vă arăt sticla, dar acum mi-am dat seama că nu am luat-o din acolo, din raft, de la colecție, în fine, nici nu mai contează. O să vă arăt când o să fac review in-depth pentru cei care, băi, știți, pentru un tipul ăla de oameni, băi, arată sticla ca să ne convingi că o ai, ca să demonstrezi că o ai, în fine, n-am mai luat asta, e nici nu mai sinchisez să mă duc să o iau. Bă, un parfum fain, cam astea sunt primele impresii, merge cam pe unde vrei tu, e versatil, am observat. Eu am nasul mai nebun, așa mai, și duc multe parfumuri, poate pentru alții ar putea să fie puțin tăios, puțin abraziv, pe caniculă, mă refer vara, ziua în amiaza mare sau așa. Eu l-am încercat și n-am pățit nimic, n-am murit, se poate purta dacă ai puțin experiență cu parfumurile, fără nici cea mică problemă. Asta este părerea mea, așa am văzut eu treburile. Acum, voi s-ar putea să gândiți altfel. Vedeți voi cum îl purtați, oricum o să fac o recenzie in depth și o să vă povestesc mai multe detalii. Cam asta e. Mersi că te-ai uitat și la acest clip și până data viitoare, dacă l-ai folosit sau dacă ai folosit orice din ADN-ul ăsta de Dior Sauvage Elixir, fie că e de la Pandora Senza, de la nu știu ce casă, te rog să-mi spui în comentarii cam cum ți se pare și să ne auzim cu bine data viitoare. Te salut!